Vaiuși 1-0 pentru Petrolul. A ghicit colțul Costache, dar a trimis perfect lângă bară. Importantă și revenirea lui Vaiuși, intrat din... Aici se complică un pic ploieștenii, vine un șut bun de la distanță, 1-1, minutul 16, primul șut pe spațiul porții al celor de la Dunărea, obligat Raul Avram să trimită repede, însă a făcut-o greșit. Să vedem dacă schimbă colțul, nu, trimite tot acolo. Și Petrolul revine în avantaj, 3 goluri pe Ilie Oană în primele 20 de minute ale meciului dintre Petrolul și Dunărea Călăraș. Albanezul venit la începutul lui 2020. Combină cu Vaiuși, Diara, își face cam lung mingea, în cele din urmă reușește totuși să șuteze. Golgheterul Petrolului marchează pentru a noua oară în acest sezon și Petrolul se desprinde la 6 minute de la reluare. Dunărea a primit cel puțin 3 goluri. Dunărea Călăraș a căzut fizic în această a doua repriză. Bratu 4-1, minutul 73. O fază la care cei de la Petrolul ceruseră din nou lovitură de 11 metri. Mingea a ajuns în cele din urmă la Bratu, echipa mare, pentru a se obișnui încă de la 14 ani.